Salut bășacarilor, ce faceți? Deci marți o să vină un videoclip super, mega, ultra, mega special de zici că vine Dumnezeu pe pământ și tocmai de asta trebuie să activați clopoțelul, doar un buton acolo, îl activezi primul notificare și marți stai geană, mă, că vine, ce vine Dumnezeu pe pământ, ai încredere. Da, acum să trec la videoclip, da, deci m-ați bombardat cu mesaje din nou să fac videoclip la Emiluț și hai să zicem că am acceptat, da, nu știu cum să vă zic, e ultimul videoclip din seria cu Emiluț, știi? Practic o să fie al patrulea și ultimul videoclip, pentru că de acum e Emiluț, frate. Nu vreau să zic, dar știi că ești eu, dar ai cam murit, adică nu tu, trendul cu tine, nu știu ce s-a întâmplat, frate, de Emiluț. Deci sunt foarte trist, frate, că nu știu, nu mai e Emiluț așa la modă, dar nu știu, când stau pe scaunul ăsta e așa de confortabil și îmi trece, nu știu. Cum ai de asta în memoria lui Emiluț, care mi-a fost un tovarăș bun, am și vorbit pe Instagram, deci chiar am vorbit, frate, mi-a pus poză cu mine, Emiluț, mă, deci Emiluț, nu știu, pentru mine o să rămân aici mereu. Da, o să rămână mereu, da? E Emiluț. Și tocmai de asta vreau să dăm cu toții un like și în memoria lui, da? Am selectat aici câteva, nu știu, filmulețe câte sunt aici cu pe care eu nu le-am văzut, dar gen meme-uri cu Emiluț, când Emiluț a făcut nu știu ce, în memoria lui, da? Adică v-am zis, mă simt foarte trist, dar când stau pe scaunul ăsta. Emiluț, fă-mă să mă simt bine, deci eu o să dau like la toate videoclipurile cu Emiluț, pentru că Emiluț e, domnule, e semizeu, e zeu, nu, acum a ajuns la stadiu de zeu, da, a evoluat. Bun, Emiluț, arată-mi ce poți. Hai. Prieten cu care să mergi la distracție. Mama mai Mary, nu eu. Clasicul. Haide. Uite, cu care să te uiți la meci ai? Cu tati, cu Nicu. Cu bunul Sandu. Cu tău bunul Sandu. Ai vreun prieten de la care poți împrumuta bani? Ia. Da. Așa o zice Emiluț. Dar de 11 ani. Fac pe bani 5 ani. Adică încredere. Și nu ne-ați întrebat niciodată ce am făcut cu ea. Bunicuțu, lasă-l pe Emiluț. Celor care muncesc. Da, da. Și celor care vor munci. Da. Emiluț. Așa am învățat. Emiluț, da, asta e. Bunul Sandu. Ne-au dat. Ce-și fac? N-am ce fac. Vă mulțumim pentru încredere. Faci. Deci îmi bucură sufletul, frate. Ești ca un copilaș mic. Deci uite așa, mă, simte Emiluț, mă face să mă simt bine. Deci serios, eu chiar mă simt bine. Totodată mă simt prost că videoclipul are 1 milion de vizualizări și nu l-am văzut. Dar e ok, eu l-am păstrat. Știam că o să vină momentul ăsta, da? Emiluț, vrei o felie de lapte? Hai să vedem dacă... Hei, luăm o pauză. Da, pula. Vrei o felie de lapte? Mulțam. Mulțam. Următorul videoclip, deși nu prea vrea să mă uit că e cu mielmoi ăsta, cu ăsta, cu dinți, cu gratii prin dinți, știi, vezi, poți să are aerisire la dinți, că e așa, dar mă rog. Cu hoțul ăsta, cu Dragnea, vrea să fie mai popular și Emiluț îl ajută. Îmi pare rău, Emiluț, dar o să dau dislike, că e mortul ăsta în videoclip și eu nu-l suport, adică mă înțeleg. Bun, Emiluț, hai, ajută-l pe mortul ăsta. 1 decembrie este ziua speranței. Ai, ce ți-aș sparge fața. Ziua în care românii speră la mai bine. Da. Da, sper deși Emiluț te-a la mișto. De mijloc, în țara lor. Nu se plece din România. Da. Tana mai Mary, nu eu. Săracu. Căutare de salarii mai mari. El nu da bani. Sper ca părinților. E miora, mă. Așa e și Emiluț, ai. Mai bună. În fiecare an din decembrie. Facă pe bar 5 ani. Promitem să nu ne mai lăsăm dezbinați. Da, păi. Săraci împotriva celor bogați. Tineri contra pensionari. Mesajul meu. Aoleu, Dragnea, mortule. Este că ne va fi mai bine tuturor. Da, era sigur. Haideți să îndrăznim să credem în România. Forța pe care fiecare o are în el să facă țara lui mai bună. Zgura, măti, nu e milu Dragnea, da, mortule. La mulți ani, România, la mulți ani, România. Uite-mă cum se uita așa în dreapta, zgura, măti, Dragnea. Cum e, Emiluț, eu zis-o bine, a făcut așa, de asta. Păi nici Emiluț nu-l crede pe mortul ăsta, frate, cine îl crede pe ăsta? Îmi pare rău, totuși i-am dat dislike-ul, a fost amuzant, da, asta e, Dragnea, ești prăjeală rău. Mortule. Și ultimul videoclip e unde Emiluț îl întrerupe pe Klaus Iohannis. Ăsta cred că o să fie sigur amuzant. Nu știu de ce nu l-am văzut, dar sigur o să fie amuzant. De obicei amuzant cum vorbește ăsta, da, bun. Bună ziua. Au fost validate
cele 5 dimensiuni ale 5 dimensiuni securitatea energetică. Bă, cum vorbește om, cățes a energiei, eficiența energetică, reducerea emisiilor, reducerea de carbon, cercetarea, inovarea și competitivitatea în domeniu. Acolo am crușit, am ajutat cu flore pe ea. Mă, parcă așteaptă să termine Emilu. Ce te sună? Uite, mă, mă așteaptă. Da, pucă. Mă, parcă e nervos, așa ești nebun. Da, Emilian, dar am zis... Hai, Emilian, hai, Emilian, Emilian. Au, ce se gândește? Mie nu mi-a dat 10 milioane. Lunile următoare, ținând cont de legătura directă. Îmi place cum vorbește ăsta, dă-i cam Ardelean, așa. Acordului de la Minsk. Așa, bun. Da, pula! Referitor la parteneratul estic... Cum ofta, mă! Lasă-mă să faci greșelile! Vreau să fiu un moment important pentru consolidarea relației cu unii cu statele. Mulțumesc, la revedere! Da, Emiluț! Hai, mulțam, hai, mulțam! Oleo, Emiluțule, mai omor, am râd de jos la tine cum nu râd un an cum râd la tine, serios. Da, bă, șacalilor, sper că v-a plăcut videoclipul, mie mi-a plăcut, o să rămână în suflet, asta e, chiar îmi pare rău că nu mai e așa, dar Emiluț, pentru noi tot unde rămâi, dar deci am crescut cu tine, tu ai împlinit 5 ani în februarie cu noi, e serios. Și da, cum v-am zis, nu uitați să activați clopoțelul neapărat, marți vine marea surpriză de care toți vreți, nu noi videoclip cu frate, mi-e ceva foarte, foarte fain, da? Un follow pe Instagram, acolo notificări, treburi, chestii, Emiluț, te salutăm, rămâi cu noi, Emiluț, rămâi cu noi. Babă! Am vrut să... Cred în om, în zi, în noapte, în spațiu, într-o Românie europenizată prin fapte. N-ai nevoie de tot ce ai, atât de simplu. Tu te-ai născut, ei te-au mințit continuu. Și cine zice ce e bine? Ce facultate a terminat să-mi stabilească mie traseul cu virtuțile lui de căcat? Împins de neanții.